La FotoHotel, în calitate de fotograf hotelier, ai acces la un aparat foto pe care îl primești în grijă pentru a avea grijă de el și pentru a-l folosi când îți desfășori munca. Nu este nevoie să plătești nimic pentru el. În trecut, în, la începuturile noastre, a existat o taxă de închiriere a acestui aparat. Lucram după un alt model de business. În prezent, în momentul în care ești angajat la FotoHotel, ai acces la, la acest aparat. Se semnează un contract de împrumut al aparatului și desigur se semnează în acest contract, fiecare își asumă faptul că FotoHotel oferă un aparat funcțional, iar tu în calitate de angajat vei avea grijă de acest aparat să nu se strice. Și când zic să nu se strice, mă refer la lucrurile excepționale. Sunt anumite lucruri care, care intră în uzura normală, de exemplu acest buton de shutter este uzura normală, uh, cauciucurile pe care le conține aparatul sunt, e o uzură normală. Noi știm că după un anumit număr de cadre, da? după un anumit număr de zile în soare, uh, anumite lucruri se defectează la aparat. Asta e uzura normală. Uzura excepțională este momentul în care aparatul cade pe jos, se sparge obiectivul, se uh, strică ceva. Mi se strică montura pentru că nu am montat obiectivul cum trebuie și am stricat uh, ceva acolo. Îl scap în apă. Astfel de lucruri vin în uh, vina celui care l-a stricat pentru că nu a avut grijă de el. Și în același timp este și o, un model și o metodă de responsabilizare Pentru că acum vei avea întotdeauna grijă unde îți lași aparatul Și vei avea întotdeauna grijă să-l ai după tine și să nu îl lași la întâmplare Pentru că aceasta este una dintre regulile de la fotohotel Atunci când lucrezi cu aparatul, acesta trebuie să fie întotdeauna după tine El nu o să fie niciodată lăsat pe uh, o masă sau la cineva să aibă grijă de el sau lucruri de genul ăsta E responsabilitatea ta Cam atât despre aparatul foto, condiții și utilizare.